Spunea psalmistul David, în psalmul 67 cu versetul 13, o imagine foarte frumoasă, o metaforă cu privire la poporul Israel de altă dată și care merge și cu privire la Biserica Domnului din dimineața aceasta. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Slăvit să fie Domnul! Staul, dacă este un staul, înseamnă că e protecție. Dacă este un staul, înseamnă că este un păstor. Este siguranță. Și ce cel mai frumos și cel mai important, pe deasupra planează simbolul Duhului Sfânt, care este bogat, pe neaurii, argint pe aripi, simbolul speranței, simbolul care a dus nădejde și cel care ne poartă în fiecare zi. Tot el spunea Vesetul 26, Binecuvântați pe Domnul în adunări și asta vrem să facem și noi astăzi, să-L binecuvântăm pe Domnul în adunarea noastră în dimineața aceasta. Gândeam și meditam ieri la ce ar trebui ca să aduc înaintea lui Dumnezeu un cuvântul de învățătură din dimineața aceasta și m-am gândit la un subiect. Apoi, mergând spre lucru, pentru că mai obișnuiesc să fac lucrul acesta pe drum, distanțele mai lungi sau mai scurte, mai sunt pe câte unul, mai rezolv câte o treabă. L-am sunat pe un prieten de al meu, nu o să vă spun numele, un prieten din Ucraina și suntem prieteni de mulți ani. Părinții noștri au fost prieteni și l-am sunat ca să-l încurajez să văd ce mai face. Și mi-a povestit un pic de situația tristă pe care ei o trăiesc, chiar dacă n-au avut parte în zona unde stă de bombardamente și de case dărâmate. Mi-a povestit un pic de groaza pe care o trăiește și pe care o resimte fiecare bărbat din acea țară, când sunt vânați efectiv de mașini, de soldați care. Patrulează prin oraș și dacă văd pe câte un om, un pieton, un bărbat, nu contează de vârstă, teoretic între 18 și 60 de ani, dar dacă văd pe câte un bărbat, pur și simplu îl iau cu sila, cu arcano, cum se spunea la noi în folclorul românesc, și îl duc la oaste. Spunea el că trăiește groaza aceea, merge la lucru cu groază, Vine acasă, merge la cumpărături, parchează mașina până aproape în capăt, în ușa magazinului, și ia repede și intră, motorul pornit și intră repede și pleacă, pentru că încă n-au ajuns la momentele acelea când să oprească în filtru rutier, să oprească și să ia din mașini. L-am întrebat cât crezi sau ar fi posibil, dat fiind faptul că e penurie de ostași, de soldați și toți caută să-și scape viața. Cât crezi dacă să treacă până vor veni din casă în casă cu mandat? Și spunea el, asta este groaza pe care o trăiesc. L-am întrebat pentru că pe baza textului acesteia pe care l-am avut în plan, am citit un verset care pe mine m-a întărit și pe care și dumneavoastră vreau să vă-l aduc în această dimineață la momentul oportun. Versetul acela se află Scris de către Pavel în Cartea Coloseni, capitolul 3, cu versetul 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Vă mărturisesc astăzi că e așa de greu, urcând în lumea aceasta și luptând pentru viață, pentru existență, pentru încă un morghici, pentru, uh, pentru încă o lună să plătești mortgage, mai bine spus, să dai de mâncare la copii, să știi ce ai în față, să ai bani pentru, pentru, familie, pentru viața de zi cu zi. E greu să te gândești și la altceva, la lucrurile de sus, când tu trăiești aici pe pământ, într-o realitate palpabilă. E greu când prietenul meu spune că mă tem în fiecare zi și aproape Aproape de, de, de deznădejde și de descurajare Nu știu ce să mai fac Este greu să te gândești la lucrurile de sus Dar dragii mei, i-am spus lui Auzi, eu n-am experiența de viață pe care o ai tu Pentru că e un pic mai în vârstă ca mine Eu nu trăiesc experiența aceasta de groază pe care o trăiești tu Cu războiul din țara ta și probabil dacă aș vrea ca să-ți spun un lucru, te vei supăra pe mine și mă vei întreba sub ce uh, autoritate îmi spui lucrul acesta, că tu nu trăiești ce trăiesc eu și adevărat. Dar mă limitez la ce spune Sfânta Scriptură. Și am citat versetul acesta, pentru că Sfânta Scriptură ne egalizează pe toți în viața aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu îi dat pentru noi ca să avem viață și să putem să mergem în biruință, din biruință în biruință. Și la versetul acesta te îndemn: Încearcă, încearcă în fiecare zi. Voi ați murit și viața voastră ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Gândiți-vă și gândește-te ce va să vină. Gândește-te ce vrea Dumnezeu să facă. Gândește-te ce plan are Dumnezeu cu familia ta, cu viața ta, cu viitorul tău, dar nu neapărat pe Pământul acesta, ci cu viitorul tău în veșnicii. În față ne stă veșnicia, oameni buni. În față ne stă cei mai frumos din existența noastră. Și de acum începe, din în momentul când ai închis ochii sau de când Dumnezeu ne-a luat la răpire, din momentul acela, cei mai frumos începe pentru noi. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Nu sunt multe capitole, multe versete, multe situații pe care să le analizezi, dar sunt câteva și încearcă, te, și încearcă să te gândești în fiecare zi mai mult la lucrurile de sus. Repet, spuneam, e greu, că în realitatea palpabilă este alta. Uneori mai greu, uneori mai ușor, dar Dumnezeu să ne ajute să ne gândim la lucrurile de sus. În privința atitudinii față de lucrurile înconjurătoare, Putem avea, am spus eu, în mare două opțiuni. Versetul care a fost citit din Proverbe, capitolul 14, versetul 22, spune aici înțeleptul Solomon: Sub influența Duhului Sfânt, și trebuie să recunoaștem în atâtea mesaje, este ecoul din Noul Testament al persoanei Domnului Isus Hristos. Este ecoul aflat în Vechiul Testament. Prin ceea ce vorbește Solomon în cartea proverbelor. De fapt, Domnul Iisus vorbește și se află. În adevăr, spune aici, cei ce gândesc răul se rătăcesc. Și începe vesetul acesta, fără dubiu, axiomatic, în adevăr. Aceia care gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credință și și am intitulat și spun de la începutul mesajului textul și mesajul de învățătură cu întrebarea aceasta simplă. La ce te gândești? V-ați surprins vreodată stând de vorbă cu soția sau cu soțul respectiv, cu copiii sau cu prieteni, discutând una alta, o pauză și deodată cineva, unul, să întrebe la ce te gândești? Meditez și deodată te tresare. La ce te gândești? Vedeți, lucrul acesta îl facem în fiecare zi. În fiecare zi gândim. Dăm voie minții noastre, dăm voie creierului nostru să gândească. Și spuneam, avem două opțiuni, să gândești rău sau să gândești bine. Există însă și o cale intermediară ceva la mijloc, când nu știi dacă ceea ce gândești tu este rău, va fi rău sau va fi bine. Și le aduc aminte aici pe Iosif, care a primit mesajul și a văzut ceea ce s-a întâmplat cu Maria, logodnica lui, și nu știa ce să facă și se gândea în inima ei, în inima lui. Se gândea ca să o lase pe ascuns și vine îngerul și îi spune, Iosif, nu te teme, că e planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Nu te teme, Iosefe. Era starea aceea de intermediere, ce, starea de mijloc în care nu știa planul, hotărârea lui, e bună, nu e bună și așa mai departe. Sunt situații complicate, situații grele, dar aș vrea ca să vorbesc pentru că la un moment dat rezultă tot în aceste două opțiuni, a gândi binele sau a gândi răul. În prima variantă, Îți poți pierde orientarea, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Aceia care se gândesc rău, se rătăcesc. Cei care au venit din România și au crescut și s-au obișnuit cu vorbele de ocară pe care colegii la școală le spuneau către sectanți, li se spunea și ni se spunea, obișnuiau să spună, lăsați-i, sunt niște rătăciți. Și am avut și eu, de multe ori, printre copii, printre colegi, printre copii cu care ne jucam afară, niște sectanți, niște rătăciți săraci de ei. O profesoară de religie spunea odată în clasă când eram, am participat pentru că trebuia să particip, și spunea ea de pocăință și la un moment dat parcă se scutră și zice, atenție la cuvântul pocăință, nu pocăință cum sunt sectanții, ci pocăință așa, cum vrea Dumnezeu, mă rog, în modul ei. Ei sunt rătăciți, spunea despre noi și... Stam și mă gândeam la vesetul acesta, aceia care fac răul se rătăcesc. Da, ei pot fi oameni savanți, pot fi oameni învățați în cele lumești, pot fi oameni de succes, de carieră, oameni cu bani, Pot fi oameni care au gândit și au dezvoltat o strategie ca să strângă bani din piatră seacă, cum spune vorba noastră. Pot fi oameni undeva foarte, foarte sus din punct de vedere social. Dar oamenii aceștia, ne spune cuvântul, care gândesc răul, se rătăcesc. Cum definim răul? Cum definim răul și cum definim binele? Foarte pe scurt. Am spus eu, într-un așa, răul este totalitatea lucrurilor care nu îl au în esență și acțiune pe Dumnezeu. Să nu îl recunoști pe Dumnezeu. Ne spune proverbe capitolul 3 cu versetul 6. Zice aici cuvântul lui Dumnezeu, recunoaște-l, sau hai să citesc la versetul 5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Cum să-L recunoști în toate căile tale, m-am întrebat. Și mi-am închipuit eu, mergi la piață, spre exemplu, mergi la magazin și de acolo te întâlnești cu o situație interesantă, o situație în care știi și vezi că Dumnezeu și bănuiești că Dumnezeu ți-a pus-o înainte ca să, va, ca să vezi cum reacționezi tu. Și în momentul acela să-L recunoști pe Dumnezeu, Doamne, Tu ești aici, Tu ești în binecuvântare, Tu ești în încercare, Tu ești aici când m-ai scăpat de accident, Tu ești aici când m-ai ferit de rele, Doamne, Tu ești aici, Tu erai, nu mâna mea, nu iscusința mea, nu paza mea, nu ocrotirea pe care pot însum să-mi o dau. Doamne, Tu ești aici, și în modul acela știm că îl recunoaștem și îl recunoaștem pe Dumnezeu. Și El spune înțeleptul, îți va netezi, îți va face cărarea să meargă și mai ușor. Îți va netezi cărarea. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Gândirea sau cugetarea, ca o definiție, este însușirea creierului omenesc de a reflecta în mod generalizat și abstract realitatea obiectivă prin teorii, judecăți și analize. Ea cuprinde un flux orientat către scopuri, idei și asocieri care conduc la o concluzie. Și concluzia aceea, de regulă, este orientată înspre realitate. Gândirea este cea mai înaltă etapă a cunoașterii umane. Toți gândim. Toți gândim în multe feluri. Toți gândim în multe chipuri. Dar spuneam că poți să fii un, un gânditor, un om care gândește bine. Sau poți să fii un om care gândește rău. Și spune aici Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Geneza, capitolul 6, că a fost un moment în istoria omenirii, când spune Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Vesetul 5, a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile, dar toate, absolut orice gândea omul în momentul acela, toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi. Și numai înspre rău Pot oamenii să gândească rău Și sunt convins că civilizația de dinainte de potop Era o civilizație extraordinară S-au gândit oamenii tot felul Din totdeauna s-au gândit Chiar dacă noi ne uităm și avem mitul acela a omului peșterilor Ne uităm poate cu dispreț și spunem că uh, Tehnologia a avansat, vreau să vă aduc aminte a avansat tehnologia, dar unele lucruri care s-au făcut cu mii de ani în urmă, nici acum nu se cunosc cum au fost făcute. A fost și atunci o tehnologie, a fost și atunci o civilizație și ne uităm cu mitul acela, cum spuneam, și spunem că ei au fost mai înapoiați. Dar, dragii mei, în civilizația aceea, eu nu cred că au fost înapoiați, dar în civilizația aceea ne spune cuvântul Lui Dumnezeu că din înălțimea cerului, se uita Dumnezeu pe pământ și și-a dat Dumnezeu seama că în fiecare zi omul se gândea în inima lui, avea și el gânduri și în fiecare zi numai înspre rău. Și l-a văzut Dumnezeu pe noi și familia lui și l-a salvat. Ne spune un cuvânt iarăși din Noul Testament, din Cartea Efeseni. Capitolul 4, versetul 17, iată ce vă spun, dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, spunea Pavel. Să nu mai trăiți. Asta înseamnă că ați ieșit din mijlocul păgânilor, din mijlocul lumii, din mijlocul neamurilor. Ați fost și voi o dinioară ca ei. Gândiați rău, gândiați păcătos, gândiați după Dumnezeul veacului acestuia. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în prezent, în de gândurilor lor. Să nu mai trăiți cum trăiesc ei. Doamne, ajută-ne! Omul trebuie să se supună atenției divine cu toate gândurile lui. Cuvântul Domnului ne vine și ne vorbește în cartea psalmilor, la psalmul 139, o realitate pe care de multe ori o vorbim și ne spune aici în versetul 2 și apoi în versetul de mai la capăt, Știi când stau jos, spunea David, către Dumnezeu: Doamne, tu știi când mă scol, și Doamne, de departe, tu îmi pătrunzi gândul. Omul trebuie să se supună prin bună alegere, prin bună voință, să se supună atenției divine cu toate gândurile lui. Doamne, ajută-ne. Suntem un popor răscumpărat, oameni care i-am primit iertarea. Și gândurile noastre lucrează în fiecare zi, în continuare. Ca să avem o gândire bună, ca să avem o gândire curată, trebuie să o supunem atenției lui Dumnezeu. Doamne, tu știi gândurile. Vesitul 23: Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta să ne îndreptăm atenția după cum tu vrei. Isaia 66, versetul 18, ne spune Dumnezeu, eu pedepsesc, pentru că înainte de aceasta spunea ce grozăvii făcea poporul Israel, eu pedepsesc faptele și nu-i de ajuns că numai faptele, pentru că justiția în general pedepsește faptele. Ai comis păcat, ai comis o fără de lege, ai comis o crimă, ești pedepsit din punct de vedere uman. Dar oamenii nu pot pedepsi intențiile. Până la un moment dat, nu pot pedepsi pentru că n-au fapta pe care să o pedepsească. Pot pedepsi adevărat, poate niște uh, amenințări. Pot pedepsi tot felul de, de, de lucruri Și eu, intenția ta, care să o exprim, că vei face, pot să te pună sub supraveghere, dar la propriu, pedeapsă pentru gânduri, oamenii nu pot da. Dar Dumnezeu poate să o dea. Spune Isaia 66 cu 18, eu pedepsesc faptele și atenție că vorbește Dumnezeu. Eu pedepsesc gândurile. Gândurile pot fi gânduri rele care să ducă la rătăcire. Și Dumnezeu pedepsește gândurile. Ieremia, capitolul 6, versetul 19. Ascultă și tu pământule, Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui. Căci n-au luat aminte la legea mea și-au nesocotit legea mea. La cuvintele mele și-au nesocotit legea. De unde începe idolatria? De unde începe depărtarea de Dumnezeu? De unde începe o viață fără de Dumnezeu trăită departe de fața lui? Din gânduri. Tu la ce te gândești? Asta e întrebarea care mi-o pun eu și vă pun și dumneavoastră. La ce te gândești? La lucruri bune? Te gândești la lucruri care îi placă lui Dumnezeu? Sau la lucruri care sunt neplăcute lui Dumnezeu? Mai citesc din cartea Amos. Cuvântul Domnului ne spune în capitolul 4 cu versetul 13 căci iată că El, Dumnezeu, Hai să citeți la versetul 12. De aceea, îți voi face astfel Israele. Și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu Israele. Căci iată că El a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile Lui. Sunt atenția lui Dumnezeu, gândurile noastre în fiecare zi. Domne, dar n-am făcut, dar ai gândit. Domne, dar n-am păcătuit împotriva, da, dar ai gândit. Vedeți, predica de pe munte, noi spunem tradițional că este Constituția Împărăției lui Dumnezeu. Și adevărat. Dar mai mult decât atât, haideți să ne uităm la cea de-a doua dimensiune sau la altă dimensiune a predicii de pe munte. Vine Domnul Isus și spune Matei 5, 6, 7. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu Vă spun. E adevărat că Domnul, Domnul Iisus ridică cumva ștacheta într-o sfințenie. E adevărat. Dar haideți să ne gândim la dimensiunea aceasta. Ați auzit că s-a zis celor în vechime. Dar eu vă spun cum se interpretează. Să nu urăști. Să nu, să, nu, să nu omori pe fratele tău. Dar eu vă spun. Omorul, crimă, ră, răutatea omului se naște în inimă. Și interpretarea Domnului și în Vechiul Testament era la fel ca în Noul Testament. Asta a avut în vedere Dumnezeu când a dat legea. Asta a avut în vedere Dumnezeu să nu poftești cine să nu comiți adulteri, spunea la Muntele Sinai și Domnul Iisus vine și spune: "În realitate Interpretarea acelei legi de la muntele Sinai este să nu poftești în inima ta, în gândul tău, pentru că păcatul începe din ascuns. Doamne, ajută-ne să înțelegem că Tu pedepsești gândurile noastre. 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 5, apoi aș ca să mă întorc din nou în Vechiul Testament. 1 Corinteni 4, cu versetul 5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Dumnezeu este în control și el are atenția peste orice gând care este îndreptat într-o parte și în alta peste oricare om. Vechiul Testament, iarăși în Proverbe, capitolul 4 ne spune cuvântul lui Dumnezeu Păzește-ți inima, Vesetul 23, mai mult decât orice, și aici este sensul: păzește-ți mintea, creierul. Evrei obișnuiau să spună că uh, în inimă se iau deciziile, dar nu se referă la organul acesta de carne, ci ei când spuneau asta se refereau la, la minte. Păzește-ți mintea, s-ar putea citi, mai mult decât orice, căci de acolo ies izvoarele vieții dar și izvoarele morții. De acolo, din inima omului, ce gândește omul, era la un moment dat un, o vorbă, un citat. Se pare că e atribuit lui Nicolae Iorga, dar nu prea contează. N-am găsit 100% că ar fi doar el. Unii spuneau și de alte personalități, dar citatul sună în felul următor. Seamănă un gând. Și vei culege o faptă. Seamănă o faptă și vei culege un obicei, ce altfel, normal, un obicei pentru că îl faci în fiecare zi. Seamănă un obicei și vei culege un caracter pentru că obiceiul devine parte din tine și din caracterul tău vei încerca și vei face lucrurile pe care le faci, gândurile acelea. Și seamănă un caracter și vei culege un destin. De unde a pornit destinul? De la gând. Doamne, ajută-ne să ne păzim gândurile noastre. Spuneam la început: Cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Cei binele. Vine la un moment dat în Matei, capitolul 17. A venit un om. Și ca să-l ispitească pe Domnul Isus, i-a pus o întrebare. Și îi zice: Învățătorule, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, e o persoană. Binele personificat este Dumnezeu. Ce mă întreb ce bine? Pentru cei care gândesc binele, lucrează cu bunătate și credincioșie... Pentru că aceste două virtuți sunt plăcute lui Dumnezeu. Și ar vrea, în, scurt, în scurte cuvinte, să ne uităm peste câteva situații la ce ar trebui să se gândească un copil al lui Dumnezeu. Și apoi întrebarea, tu la ce te gândești? În primul și în primul rând, Psalmul 119, sunt câteva versete frumoase. Psalmul 119 cu versetul 15, în primul rând. Mă gândesc adânc la poruncele tale și cărările tale, spunea David, le am sub ochi. Versetul 48 întind mâinile spre poruncele tale pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. În primul și în primul rând, la ce ar trebui să se gândească un credincios? Este să se gândească la legea și orânduirile lui Dumnezeu. Versetul 96, tot în acela, din uh, acest psalm 97, cât de mult iubesc legea ta, spune David. Toată ziua mă gândesc la ea. Omul ăsta era pasionat să-l cunoască pe Dumnezeu și să gândească la lege, la mărturie, la orânduiri, la porunci, la ce o îndreptat Dumnezeu mintea. Și când facem lucrul acesta, suntem plăcuți lui Dumnezeu. Când nu intri, în conflict cu autoritățile când păzești legea? Când nu intri în conflict cu autoritățile rutiere? Când păzești legea. Dacă să păzești legea, înseamnă să cunoști legea. Să păzești legea, să păzesc legea lui Dumnezeu, înseamnă să mă gândesc, să meditez, să citesc și toată ziua să mă gândesc la ce face și ce vrea Dumnezeu. Doamne, în situația aceasta, este voia ta. Doamne, în situația aceasta găsim în Sfânta Scriptură vreun precedent. Doamne, în situația aceasta tu ce ai alege, Doamne? Și merg la Scriptură și văd acolo că Dumnezeu a acoperit toate situațiile omenești pe care le-am întâlnit sau le vom mai întâlni. Doamne, ajută-ne să ne gândim toată ziua la legile și orânduirile Domnului. 2. La lucrările Domnului. Psalmul 77. Un om, omului Dumnezeu Asaf, era nicăjit. era așa de mâhnit, încât la un moment dat, versetul 3 spune, mă, mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Tu înții pleoapele deschise, spunea el, și de mult ce mă frământ, nu pot dormi. Nu mai pot să am liniște. Nu mai pot pentru că sunt în ecaz, sunt în strâmtorare, Doamne, ce se întâmplă? Și spune Asaf... M-am gândit la cântările mele noaptea. Cuget adânc, mă gândesc la cum ai lucrat. Și vine și spune el, a uitat Dumnezeu să aibă milă. S-a isprăvit bunătatea. S-a isprăvit, s-a terminat bunătatea lui Dumnezeu. E mâna lui prea scurtă. Ce se întâmplă, Doamne? Tu ai lucrat în trecut. Și deodată se scutura Asaf și spune, nu e adevărat. Nu a uitat Dumnezeu să lucreze. Mă uit în spate și l-am văzut palpabil și real pe Dumnezeu cum i a ascultat rugăciunea și cum a intervenit în viața familiei, a copiilor, a soției, a soțului, a părinților și așa mai departe. Mă uit în spate și îl văd pe Dumnezeu și vine și ne spune la vesetul 11 Tot voi lăuda lucrările Domnului când îmi aduc aminte de minunile tale din spate de odinioară. Da, mă voi gândi la lucrările tale. Când stau și mă gândesc la ce lucra Dumnezeu în spate. Când stau și mă gândesc cum mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea, când stau și mă gândesc la experiența pe care am avut-o cândva, când pur și simplu Dumnezeu la o rugăciune nu prea înflăcărată, a adus Dumnezeu vindecare și mâinile mele, s-a ridicat soția în picioare, nu pot să nu cred pe Dumnezeu că ascultă rugăciunea. Nu pot să nu cred pe Dumnezeu pentru că l-am văzut în spate fiecare din noi avem experiențe cu Dumnezeu. Mă gândesc la lucrurile de odinioară. Avem pe pagina Sfintelor Scripturi, nu mai citesc exemplul lui Samson. S-a numit izvorul celor ce strigă în Hakore, izvorul din locul în care experiența lui Samson cu Dumnezeu a, a avut parte de binecuvântare. Samson reportase o victorie extraordinară cu, Filisteinii cu vrăjmașii lor. Și în momentul acela i-au fost sete. Și strigă: Samson, Doamne, mi ai da biruință, să mor de sete acum. Și Dumnezeu a deschipa, de, despicat stânca, și din stâncă a căzut apă. Și spune acolo un verset minunat. Și izvorul acela e în Hakore. Izvorul celor ce strigă este și astăzi la Lehi că biruința lui Samson a însemnat binecuvântare pentru urmași. Biruința lui Samson a însemnat binecuvântare pentru cei din spate. Biruința lui Samson a fost apă și pentru alți călători care au ajuns pe la en Hacore. Și lucrările lui Dumnezeu le simțim astăzi pentru că părinții noștri în spate au stat lângă Dumnezeu și David a fost un om după inima lui Dumnezeu și Solomon a fost binecuvântat. Mă gândesc, Doamne, la lucrările tale, mă gândesc la legi, dar mă gândesc și la cum ai lucrat în spate și știu că și astăzi, Doamne, poți lucra. slăvit să fie în numele său. Din nou, psalmul 119, cu versetul 52, de data aceasta, mă gândesc la judecățile lui Dumnezeu, spunea David. La ce trebuie să se gândească credinciosul? Mă gândesc la judecățile tale de odinioară, Doamne, și am liniște. <coughs> și mă mângâi. Pentru că tu, Doamne, tu vezi și în situația în care sunt, îmi vei face dreptate în cearta, în lupta cu părâșul meu, în lupta cu cei care vor să-mi ia viața. Doamne, tu îmi vei face dreptate pentru că mă gândesc la judecata pe care tu, Doamne, o faci. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerului ca să vadă ce se petrece pe pământ și se uită peste Sodoma și Gomora și se coboară Dumnezeu în persoană și vorbește cu Avram și spune, Avrame, strigătul împotriva lor a ajuns mare. Răutățile lor sunt grozave. Mă cobor acum pe pământ. Mă cobor și mă duc în Sodoma ca să văd dacă într-adevăr au lucrat după zvonul venit până la mine. Dumnezeu care are sub privirea Lui tot ce se întâmplă pe pământ. Hai să ne gândim la judecățile Lui cum a lucrat Dumnezeu și cum a adus dreptate, spune David, eu mă mângâi. Eu știu că Dumnezeu astăzi sau mâine sau nu știu când va aduce Dumnezeu rezolvare problemei în care mă găsesc. Psalmul 119 cu versetul 59 Mă gândesc, spune aici, la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă gândesc și ar trebui să ne gândim la cum mergem, Mă gândesc la ceea ce fac eu și spunea tot David, psalmul 139, Doamne, cercetează-mă! Eu cred că merg bine! Eu cred că viața mea este sub privirile tale și am crezut și cred că mă duc bine așa cum sunt, dar, Doamne, s-ar putea să nu fiu. Cercetează-mă, Dumnezeule! cunoaște mi inima, încearcă-mă, cunoaște-mi rărunchii, întreabă-mă, trimite un proroc, ajungi la adunare, vorbește prin cuvânt, vorbește printr-o cântare. Doamne, spune dacă sunt bine, dacă merg bine. Meditez la căile mele, în acțiuni, în business, în afaceri, în învățătura pe care o dau altora, în exemplul personal pe care îl dau copiilor. Aș vrea să mă gândesc la căile mele. Doamne, ajută-ne! Ne mai spune tot aici la Proverbe, capitolul 12 cu 5. Gândurile celui neprihănit, sunt, gând, sunt dreptate, sunt gânduri drepte. Ajută-ne, Domnul, să înțelegem și să luăm aminte la căile personale. În al doilea rând, în, în următorul rând, Proverbe 16 cu versetul 20, 20, nu mai citesc, dar spune acolo cuvântul Domnului, cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. La ce trebuie să ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu? Citesc în fiecare zi, mă uit, meditez, știu ce vrea Dumnezeu, îmi verific căile, știu cum mă lucra Dumnezeu în spate și mă îmbărbătez, știu că Dumnezeu va aduce o judecată și iarăși mă îmbărbătez și mă mângâi, dar trebuie să mă uit în fiecare zi la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cine cugetă la cuvântul Domnului e cel mai ușor, și cel mai simplu medicament pe care l-a lăsat Dumnezeu într-o lume așa de frământată de gânduri negre. Ce-o fi în față? Vom mai avea de lucru, nu vom mai avea. Va fi o recesiune, vom mai avea bani, ne-or lua casele, ce ori face, ne-or închide biserica. Vreau să vă spun și dacă se va întâmpla exact așa cum ne gândim, nu vei schimba nimic. Nu voi schimba nimic. În schimb până atunci când se va întâmpla voi trăi fericit dacă cuget la cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva, toată viața, sau jumătate de viață am trăit gândindu-mă la ce o să se întâmple. Și nu s-a întâmplat niciodată. Și acum pe patul morții mă uit în spate și îmi dau seama că am trăit degeaba. Mă uitam în față și mă îngrijoram la ce o să se întâmple la ce o să fie peste pământul acesta. Și nu s-a întâmplat niciodată. Sau s-au întâmplat mult, puține lucruri din ceea ce am avut în scenariul meu. Și îmi dau seama că am trăit degeaba. Și am dus o povară pe care nu Dumnezeu ne dat Și am dus o povară pe care nu Dumnezeu vrea ca să o pun pe umeri. Gândindu-mă la ce o să se mai întâmple. O să se întâmple, probabil. Dar hai să nu ne gândim acolo. Cine cugetă la cuvintul Domnului găsește fericirea. Pomul din Psalmul 1, el este ca un pom sădit lângă un izvor de ape. Este un pom verde. Este un pom care are viață, care are sevă. De ce? El cugetă zi și noapte la cuvântul Domnului și găsește fericire. Și în ultimul rând, Colosin 3 cu 20, spuneam la început și am zis că la momentul oportun ajung pe aici. Dacă, deci, versetul 1, hai să încep în context, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Și știți cum începe umblarea? Că unii se întreabă dacă cum să umblu. Păi, așa cum a spus Dumnezeu, în primul rând, te gândești. Așa umblu după lucrurile de sus. În primul rând, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe Pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu, ca o scrisoare în plic și plicul în buzunarul unui om, ce poate să se întâmple rău? Da, pe pământul acesta se pot întâmpla. Dar în mâna lui Dumnezeu nu ne smulge și nu ne trage nimeni afară. Tu la ce te gândești?